grozavă, citește pe rupe și nu ca alții, o carte pe lună. Sau ce mai bun caz, una pe săptămână. Titi, citește o carte, una pe oră, oricât ar fi adecvată. E de ajuns să-l auzi vorbind despre cărțile pe care le-a citit și să-ți dai seama că ai de-a face cu un adevărat maratonist al lecturii. Tu ai citit cartea aia, grozavă carte, grozavă. Care? Una cu scoarță galbenă de rom, doadește, cum ai mai zice? Ah, îmi scapă titlul, dar o să ți-o povestesc. E unul care pleacă nu știu unde, cu nu știu cine, și pe drum se disparte nu știu pe unde ăla cu care a plecat. Stai să vezi în curcătură. Păcat că îmi scapă titlul. Cu un câine pe scoarță? Nu, galbenă, dar fără câine. La ce te gândești? Aia cu câinele alta, mi-a zis. Bună carte și aia, mai ales acolo unde se întâlnesc aia doi, cu alți doi. Uite, dar e grozavă. Stai să vezi, el de se prăpădește. E cu unul care pleacă nu știu unde, cu nu știu cine, și pe drum se desparte nu știu cum de la care a venit. Stai să vezi încurcătură. Am citit-o în ora a treia. A treia, mă? Păi acum vine ora a treia. Ai dreptate, le-ai confundat. Pot să povestesc eu una formidabilă. Dar păcat că îmi scapă titlul. Dar pot să povestesc. E cu una care pleacă nu știu unde, cu nu știu cine, și se desparte nu știu cum de ăla cu care a venit. Stai să vezi încurcătură. Am emoții, doamnă. O să-ți povestesc una tristă. E unul care pleacă nu știu unde, nu știu cine, și pe drum se desparte nu știu cum de ăla cu care a plecat. Ah, ce carte tristă! Acum nu mai știu ce. Tu de la bibliotecă? Păi de la bibliotecă le-am citit pe toate. Să-ți povestesc eu una formidabilă, aventură, mister. Păcat că-mi scapă titlul. E unul care pleacă nu știu unde, cu nu știu cine, și pe drum se desparte nu știu cum, de la care a plecat. Dar uite, a intrat tovarășul profesor. Ține minte unde a rămas. Îți povestesc în pauză, ce favori.